dus la acea super anchetă din Jilava. Cele care erau în cameră, unele de 7 ani, dumneavoastră a spus că era tranzit, să știți că era și de 7 ani acolo. Mi-a spus așa ceva, în 7 ani n-am făcut. Sigur vă dă drum. Aceleași întrebări absurde, aceeași hârtie pe care am semnat-o, în care am zis că nu știu nimic. Acum nu le mai puteam pune nici pe prietenele care le-am văzut de așa. Începuse, am continuat. După care, 3 nopți am dormit bine pe cele altele și am mâncat în acea cameră. Aproape că uitase când ne-a strigat și ne-a liberat. Am fost duși înapoi la 11 iunie, unde altă hârtie pe care ne-am obligat să nu spunem unde am fost și ce s-a întâmplat. Și ne-au preluat părinții care au dat aceeași declarație sub amenințarea că vor fi și ei arestați. Era într-o zi de vineri. Duminică le-am dat telefon prietenilor celor două și le-am zis, haideți la școală. Ne-am îmbrăcat și ne-am dus. Tot liceul s-a strâns pe noi. Dacă știți, Caragiale are două nivele, afară de parter, și probabil profesoara de la servici care era sus a văzut că se face așa un cerc. A coborât să vadă ce se întâmplă și a ajuns la cele 3 stafii umblătoare, că noi eram albe ca varul și arătam cum arătam după 5 luni de detenție. Și ne-a luat de gură și ne-a proiectat în cancelarie. Profesoara nu o cunoștea, cu toate că fusesem clasa 8-a, 9-a și iată a 10-a, 3 ani în școală, nu o știam. Ne-a întâmpinat o doamnă care era directoarea și ne-a întrebat ce-i cu voi. Ca de obicei, prietenele mele au tăcut mult. Eu l-am spus că de unde am fost, ne-a trimis la școală. Că de fapt nu mințeam cu nimic. Am o rugăminte. Acolo știau încercați să mai complet, să ocupați loata. Pentru că tot corpul profesoral, aproape tot, fusese schimbat. Rămâsese profesora de fizică, cea de anatomie, cea de ruță și cea de matematică, care era domnișoara Berghian. În comitetul central era un Berghian. Probabil că așa se explică că notele mele nu au fost decât 3. Pe cele 4 pătrare cum erau. A trebuit eu împreună cu colegele care fiecare a fost mâncat în altă clasă. Și am avut ghinionul să nu rămân la fostele colege, ci în clasa cea nouă, printre care Bergeanu era profesoara de matematică. Nu mă prea interesau notele niciodată, ce în cap contează, nu cere notă. Dar când am văzut că îi trei pe o teză impecabilă, m-am dus să o întreb. Nu mă supărați, tovarășa, unde am greșit? Ca să știu să nu mai greșesc, eu vreau să fac facultatea de matematică. Pe vremea noastră nu se făceau meditații, pe vremea noastră profesorii explică că ele nu aveau nevoie de tască particulare. Și profesoara mi-a zis, treci la loc, am treabă. A trecut la catedră, a ascultat, a explicat, a plecat. Eu după ea, cu teza în mână, că mi-a dusese teza pe care eu separat am dat-o față de colegi, că lor mi se încheiase media profesorul întâi. Și m-am ținut de ea până la cancelarie. Când a ieșit, iar am abordat. Dar politicul, încă e teza bună să-mi arăte unde am greșit. Eu știam bine că am greșit. În sfârșit, m-a luat de o aripă și m-a zbârlit în cancelar. E obraznic. Tovarășa directă, nu sunt obraznic. Am întrebat, am spus, iar plac. Vreau să știu unde am greșit și așa mai departe. Să vii cu taicătul la școală. Nu te mai primesc. N-am drăcie după de aia. 2 săptămâni în care m-a primit, acum mă mai primește. M-am întors acasă, tată, du-te, că uite ce am pățit. Asta trebuie să vă povestesc. Și tata s-a dus, că vezi, mă mai primea la școală. Tata era înalt, avea părul alb, cu toate că era tânăr, în timpul bombardamentului a căzut o bombă lângă el. L-a îngropat și când a ieșit, șoferul, era inginer șef, se ocupa de lacurile din București, de ape și așa mai departe, șoferul a zis, domnul inginer, sunteți alb, de praf. Dar nu era de praf, albise. Dacă puteți crede cum păr, se albește. În sfârșit, nu l-a recunoscut nici mama, nici noi.
Și mi-am trecut. Ajutați-mă, mi-am ajutat la școală. Așa, și a ajuns tata la școală. Deci tata era înalt și în fund vede că se repede țițica. Cine era această țițica? Era, de fapt, directoarea școlii. Noi în școală eram mai multe romane. În fiecare clasă mai era câte una. Chiar și la clasa 11-a, unde eram acum, era o altă romană. Deci n-a asociat numele de roman cu numele familiei mele, care se trăgea din Țăriște. Această țițică a fost, bunica era bogată, dacă treceți prin Țăriște, casa cea mai înaltă, a rămas acum cea mai înaltă, cu nivel, pe două străzi, pe colți, scrie aici a locuit Analcomar. Deci, străbunii mei. Și bunica mea pe de caritate. În gruiu e crucea soțului ei. Au ctitorit biserica și așa mai departe. Și făcea și acte de-astea de a boteza copiii sărmani. Era una dintre fetele botezate, care, bineînțeles, bunica păstra legătura cu ele. Copiii s-au jucat între ei, respectiv tatăl meu cu ea. Deci când s-au văzut, au început să-și devene amintiri. Au uitat de Roman Cornelia, au uitat de ce tata e la școală, după ce și-au depărnat toate amintirile și-a întrebat de bunica și a explicat că a venit în școala asta, liceul ăsta, pentru că a fost reacționar și a fost dați afară și elevi și că au fost și închiși. Și pe ea a dus-o, soțul era securist, a adus și pe soț și pe ea a scăunat-o ca directoare. N-avea niciun fel de studiu superior, dar le par bine așa la chip. Și într-un final întreabă, dar ce caut cu Marcele aici? La care tata îi răspunde, că n-aflase că e directoare. Tata îi spune, ce, păi m-a chemat directoare. Atunci ai asociat numele meu cu... Și ce, de-am primit-o. Pentru că știam că e fata ta. Vine tata acasă, e o tată, teza. Începe și povestește bunicii, toată discuția cu țițica aia. Eu, tată, teza mea, tata, care teză, dragă? Zi, bonea proste, că te-a primit la școală. Tată, nu i-am primit, m-au trimis aia la școală. Tata, Dumnezeu să-l odinească, a murit, fiind convins că acea directoare a făcut să fiu eu primită împreună cu colegele la școală. Vă spun că n-a fost așa. Am terminat. Bineînțeles că nota a rămas 3, media a fost generală 3. La purtare de diploma mea nu există notă. Nu există notă. Am de sus până jos, cu excepția naturale și limba română, note de 3. Inclusiv la rusă, unde profesoara mi-a zis Cornelia și mă tot scotea la tablă când eram în clasa ailaltă, în clasa a 10-a. Și eram preferată aici că scriam frumos. Na, acum din 3 nu mă scotea. Pentru care am refuzat să mai învăț limba rusă. Eram fost la un balet de la Sankt Petersburg și la un moment dat a citit o poezie în rusă. Mă turisesc și vă sfătuiesc pe voi toți elei să învățați la fiecare oră, chiar dacă vă bate profesorul. Mă turisesc că mi-a părut rău, că am chiulit și că nu am învățat limba rusă. Că mă turisesc că nu, că dansul lor mi-a sugerat ce de fapt vrea să spună versurile Tatianei. În sfârșit. Și am terminat școala, bunica am primit 90 de ani. La 90 de ani a făcut reuniune mare în casa singurei rude care își păstrase tot apartamentul din Bulevardul Dacia. Dacă treceți acolo, o să vedeți că la fostul număr 16, că s-a schimbat numele, e o plăcuță pe care scrie aici, locuit profesor doctor Spârchiese. Și deci, în casa acestui unchi, s-a făcut petrecerea cu bunica, că de au venit mulți, toate rude, printre care și țițica. Noi ne-am retras, că toți erau bătrâni, noi ne-am retras în una din încăperi, că avea destule, 5, lui nu i-a luat niciuna. Era doctorul lui Petru Groza și așa mai departe, deci a avut șansă să trăiască mai altfel decât toți ceilalți. Și a venit și în camera noastră. Și m-am dus și am spus că sunt studentă la matematică.
Și nici acum nu știu unde am greșit în design. S-a răsucit pe călcâie și nu s-a fost. Nici că am mai văzut-o. Creierul meu a refuzat să-i țină minte numele de familie. Am rămas în urechi numai cu țițica. Și cu amintire de la și tatăl meu. N-are probleme. Da, să nu fie corect și cinstit. Deci mi-am terminat facultatea, am fost convinsă că nu m-am urmărit securitatea, că de aveam vârsta la care crezi orice. Nimeni nu m-a întrebat nimic. Unchiul acesta al meu a venit în ziua în care m-a eliberat și de la ușă a spus: am venit în calitate de medic. Știți cât m-au rănit cuvintele astea? Eram nepoata lui preferată. Mama murind, mai mult la ei în casă am stat. Până când? Până m-a arestat. Știți când m-au reprimit și am plecat împreună la Târnești cu ei? Abia după ce am intrat la facultate. Atunci au dat seama că, în sfârșit, sunt reabilitată. Am fost profesoară, nu m-am temut niciodată. N-am avut spaima pe care colegele mele au avut absolut tot timpul. Spaima, îmi spunea una dintre ele, lui, îmi spunea, zice, când la serviciu, că toate au fost facultate. În afară de Marioana. Marioana a fost eliberată după 2 ani. Deci, v-am spus că după 3 zile mi-a eliberat. Și v-am dus la școală, m-am ajutat, am crezut că s-a uitat. Nu, nu s-a uitat. Când soțul meu a vrut să plece în Algeria, a trimis cu slujba, a pus condiția să meargă și nevasta. Am întrebat ce e. I-a zis profesoară. Păi să se ducă să-l dăm și ei post de profesor. În Algeria se postau profesori. Când m-am dus, aproape că de la braț mi-a spus cu dosarul dumneavoastră tale cum să plece. Evident că n-am mai plecat nici sus. Deci atunci a fost prima oară când am știut să am un dosar. Și au mai fost ocazii de genul ăsta. Deci asta, cam asta a fost pe scurt. Îi povătuiesc pe tine să învețe. Timpul e comoara voastră. Aveți nemulțumiri, spuneți-le. Pentru că eu am vorbit, am câștigat. Am câștigat cu un vecin nedrept. E adevărat că m-a ajutat Bunul Dumnezeu ca să se întoarcă pe același drum aceea, să știți că numai Bunul Dumnezeu a trimis înapoi. Atât am avut să vă spun și mare rog, m-a ținut. Mulțumim! Domnul Florin!